Primul pas este accesarea platformei Enroll prin site-ul admitere.upt.ro. Apoi îți alegi programul de studii, licență, master sau doctorat. Îți creezi un cont. Ai grijă să transmiți o adresă de e-mail validă și un număr de telefon unde poți fi contactat. Urmează înscrierea la una dintre facultăți. Trebuie să alegi tipul de candidat și să încarci datele personale și toate documentele cerute de platformă. Vei folosi numai majuscule și diacritice. Nu uita să salvezi fiecare pas. Încarcă diploma de bacalaureat, cât și foaia matriculă față-verso. Toate documentele trebuie încărcate color, în format PDF sau fișier grafic. Acum îți poți alege facultatea și specializările. Se aleg în ordinea descrescătoare a preferințelor domeniile de studii pentru care se optează și tipul de diplomă atașată la dosar. În cazul facultăților cu concurs cu probe, se vor alege suplimentar pentru facultatea de automatică și calculatoare tipul de examen și limba de susținere a examenului, iar pentru facultatea de arhitectură și urbanism, limba de susținere a examenului. Atenție, ai posibilitatea de a verifica, edita sau tipări fișa de înscriere. Pentru o corectă vizualizare a fișei de înscriere, instalează ultima versiune de Acrobat Reader. După ce ai parcurs acești pași, poți plăti taxa de înscriere online din aplicație. Cu o taxă poți să te înscrii la maximum 2 secțiuni. Dacă te înscrii la mai mult de 2 secțiuni, va trebui să achiți mai multe taxe. Dacă ai făcut transfer bancar prin altă modalitate, vei încărca dovada plății în platformă. Cei care sunt scutiți de taxa de înscriere nu mai trebuie să facă asta, dar se vor asigura că au specificat în formular acest lucru și au încărcat dovada scutirii. Acum apeși transmite dosarul de înscriere și acesta va ajunge la comisie. Vei primi un e-mail de confirmare. Dacă dorești să te înscrii la altă facultate sau secțiune, vei relua etapa 5 prin apăsarea butonului Înscrie-te la un nou concurs de admitere. Pentru fiecare facultate sau secțiune pentru care ai optat, se va genera un dosar de înscriere. Vei primi un număr de înregistrare ce va fi afișat pe platformă în maximum 48 de ore. Dacă acest lucru nu se întâmplă, contactează facultatea. Urmărește calendarul de admitere pentru afișarea rezultatelor pentru facultatea dorită. Nu uita să îți confirmi locuri prin achitarea taxei de înmatriculare și depunerea diplomei și a foii matricole în original dacă ai fost admis la fără taxă. Dacă ai fost admis și ai confirmat, nu mai trebuie să confirmi și în rundele următoare. În funcție de rezultate, vei urca automat la fără taxă. Va trebui să aduci diploma de bacalaureat și foaia matricolă în original.